Bună seara și bine ne-am regăsit, dragi privitori, la o nouă întâlnire cu dumneavoastră, în fapt de seară, o seară friguroasă aici la Târgu Jiu, în care vom discuta politică, politică fierbinte, pentru că am văzut ce se întâmplă în Parlament, s-a întâmplat chiar în ziua Sfântului Nicolae, ieri am văzut cât de înfierbântați sunt politicienii după ce începuseră să demareze lucrările Parlamentului cu un pios moment de reculegere în memoria ultimului rege al României, Mihai I, care evident s-a stinsese din viață cu o zi în urmă și apoi au început atacurile și mișcările politice. Despre acestea vom vorbi, despre cum se comportă și cum ar trebui să se manifeste politicienii noștri în această perioadă când se pregătesc funeraliile regelui Mihai I și nu în ultimul rând despre ce se întâmplă în țară. Am văzut criza medicamentelor, am văzut și o grămadă de alte aspecte ce țin de manifestările în stradă, la care, iată, protestatarii nu sunt hotărâți să renunțe, dezbaterea pe legile justiției și multe, multe aspecte. Vom coborî și la nivel de Gorj și vom vorbi despre ce majorități se mai fac, sau cel puțin la Bursa Zvonurilor se povestesc astfel de majorități și nu în ultimul rând despre primăriile care nu prea au bani să dea salariile acum când tot românul se pregătește de sărbătorile de iarnă. Toate acestea le vom dezbate cu invitatul nostru, Eduard Lădaru, președinte ALDE pe municipiul Târgu Jiu, consilier local Târgu Jiu și nu în ultimul rând avocat. Bine ați revenit în platourile noastre. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule președinte, cum vedeți dumneavoastră ieșirile politicienilor din Parlamentul României într-o zi în care își propuseseră, cel puțin după momentul de reculegere, să fie cel puțin mai liniștiți, mai pioși în memoria regelui Mihai I. Ați văzut cu și dumneavoastră ce s-a întâmplat, au fost dezbătute pe larg, au fost niște ciocniri verbale între doi politicieni la care au aderat și alții, au fost manifestările acelea cu cartonașe vis-a-vis de un fel de protest ad hoc vis-a-vis de legile justiției. Cum le vede un politician din teritoriu, un politician din alianța la guvernare? Le văd în felul următor și le văd în primul rând în calitate de cetățean. Avem niște reguli în Constituția României, avem niște proceduri prevăzute în regulamentele celor două camere, Camera Deputaților și Senatul României, care trebuie respectate. Și avem niște așa ziși politicieni, pentru că nu, ei nu sunt politicieni, le spun așa zici politicieni pentru că nu au absolut nicio legătură cu politica, nu au absolut nicio legătură cu respectarea Constituției și a legilor, deși o clamează în permanență. Îi avem pe cei de la USR, un partid apărut de nicăieri, cu niște oameni adunați de nicăieri, pe care nu știi de unde să iei, care n-au activitate profesională în spate, care au venit de pe noi, au venit și a adunat cine i-a adunat și a făcut un partid politic. Și s-a spus că ei sunt noua generație sau ceva de genul. Ei bine, aceștia sunt... Am mai avut noi un partid noua generație. Sunt o rușine. În urmă cu ceva vreme. Da, erați mai tânăr dumneavoastră. Era făcut din politicieni. Acesta nu a fost făcut din politicieni, ci a fost făcut din indivizi care habar nu au ce este politica și nu înțeleg să respecte Constituția și legile țării, deși clamează că ceilalți nu respectă Constituția și legile țării. A fi în Parlamentul României și a lega niște zgarde de gât pe care să scrii tot felul de invective la adresa celorlalți colegi este o bătaie de joc la adresa democrației, la adresa Constituției, la adresa statului de drept.
pe care ei clamează că îl apără, îți face tot felul de selfie-uri, live-uri în Parlamentul României, acolo unde trebuie să existe o decență, până la urmă trebuie să existe un comportament, trebuie să existe un limbaj, și să aduci invective colegilor tăi. Sigur că a fost total deplasată și remarca lui Șerban Nicolae, dar nu poți să treci peste acea provocare mizerabilă făcută de către o doamnă care se comporta efectiv, nici nu știu unde să spun că se comporta, oricum mult mai rău decât o țață. Este mult, mult mai rău decât o țață. Așa sunt toți cei de la USR. Ei nu sunt politicieni. Sunt niște indivizi care au venit acolo să creeze haos. Ei n-au auzit de moțiune de cenzură, n-au auzit de moțiune simplă, n-au auzit de interpelări, n-au auzit de întrebări, n-au auzit de discursuri în Parlamentul României, n-au auzit de absolut nimic. Ei își leagă niște zgar de la gât, îi fac hoți pe ceilalți și atâta tot. Deși veniturile lor nu se știe ce și cum și le-au câștigat. De fapt, este singurul partid, USR-ul, pe care autoritatea electorală permanentă i-a făcut plângere la parchet pentru că ar fi fost finanțat în mod nelegal. Deci, iată că acești indivizi care reclamează că ei susțin statul de drept și apără statul de drept sunt, de fapt, suspectați de către autoritatea electorală permanentă, o instituție a statului, nu, pe care îi spun că întotdeauna o respectă și că respectă toate instituțiile, este suspectat de faptul că și-a finanțat campaniile electorale în mod nelegal. Bun. Avem pe de cealaltă parte Partidul Național Liberal, care astăzi văd că și-a revenit cât de cât și s-a desprins totuși de discursul stupid al celor de la USR prin Alina Gorghiu, care a venit și a spus că, mă rog, tot din considerente politice, pentru că Alina Gorghiu a spus și adevărul că USR-ul face opoziție Partidului Național Liberal. Și într-adevăr, acum uitându-ne în sondaje, practic USR-ul a scăzut foarte mult, PNL-ul crescând și practic procentele de la USR este credibilă că s-au dus către Partidul Național Liberal. Este credibil acest lucru. Și din considerente politice, acum Partidul Național Liberal se desprinde. Dar rămâne un lucru cert, că nici Partidul Național Liberal nu înțelege să se comporte în conformitate cu Constituția României și cu legile în vigoare, cu regulamentele celor două camere, pentru că ei merg în stradă, protestează împotriva guvernului. Așa ceva este inadmisibil, doar dacă vrei să faci un nou Maidan, cum a fost în Ucraina, și să dărâmi această țară, să dai foc țării. Merg în Parlamentul European și spun că în România este nenorocire. Acum, eu am mai dat acest exemplu public, dar să zicem că avem o casă, da? În care sunt niște șobolani. Sigur, avem două posibilități. Una, omorâm fiecare șobolan și ne ia destul de mult timp. Și doi, dăm foc la casă. Adică e simplu și scăpăm cu totul. Din punctul lor de vedere... Dacă dați foc la casă, unde vă duceți? Asta spun și eu. Ceea ce fac cei de la Partidul Național Liberal și de la Uniunea Salvați România este să dea foc la țară. Nimic altceva. Ei nu folosesc pârghile politice care sunt prevăzute în Constituția României și în legile României pentru a face opoziție și nu respectă votul dat din 4 în 4 ani. Nu are nicio legătură asta cu protestatarii. E o chestiune separată. Dar faptul că protestează partide politice împotriva guvernului și împotriva faptului că Parlamentul vrea să adopte o lege și împotriva faptului că guvernul vrea să adopte o ordonanță de urgență sau o hotărâre de guvern, este un afront la democrație și un afront la statul de drept, așa cum este el într-o democrație, cu separarea puterilor într-un stat. Deci nu se poate ca un partid politic să protesteze împotriva ceva.
Nu se poate ca un membru al unui partid politic să facă greva foamei, să spunem. Păi restul oamenilor ce mai fac? Pentru că noi avem pârghile noastre politice. Este inadmisibil acest lucru. Partidele fac și ele mitinguri. Și inclusiv partidele opoziție. Pe vremea OSL-ului, când trebuia dat jos Boc și așa mai departe, s-au făcut mitinguri de către Crin Antonescu, de către Victor Ponta. Dar mitingurile erau de susținerea ta. Sigur, criticai pe ceilalți, dar n-a fost niciodată meeting făcut și condus de Crin Antonescu și Victor Ponta împotriva guvernului, adică să se ducă să strige ei, efectiv împotriva guvernului, ei ca partide politice. Este inadmisibil așa ceva. Meetingul faci pentru susținerea ta, pentru a-i critica pe ceilalți, dar pentru ca tu să-ți atragi electorat. Este firesc lucrul acesta. Este o propagandă electorală și este firească în democrație ca tu să-ți atragi electorat. Dar nici de cum nu este firesc ca tu să ieși în stradă cu bâta sau cu ce vrei să mai ieși, să dai jos un guvern. Așa ceva este inadmisibil. Tu, ca partid parlamentar, dai jos un guvern prin moțiune de cenzură în Parlamentul României. Așa cum s-a întâmplat pe vremea USL-ului, când guvernul Boc a picat. Deci despre ce vorbim? Au strâns majoritatea parlamentară necesară și au dat jos cu guvernul prin moțiune de cenzură. Nu putem altfel. Cu guvernul Ungureanu, guvernul Boc și-a dat demisia. Guvernul Boc și-a dat demisia. Deci asta este ideea. Nu putem să ne batem joc de această țară și nu putem să ne facem că nu înțelegem regulile democratice. De asemenea, nu poți să vii tu ca partid parlamentar și să critici faptul că Parlamentul modifică niște legi. Unde s-a mai întâmplat acest lucru? Orice lege poate fi modificată dacă este în conformitate cu Constituția României. Da, există de către Parlament. O dezbatere în cadrul Parlamentului. Sigur că da, avem dezbatere. Ei nu vin să susțină amendamente, nu vin să susțină absolut nimic. Acum, ce s-a întâmplat astăzi la comisie? S-a introdus un articol de lege prin care se creează o secție specială la nivel de parchet general care să investigheze infracțiunile săvârșite de către magistrați, procurori sau judecători. PNL și USR au votat împotrivă și au spus că atacă la Curtea Constituțională. De ce? Pentru că se reduc atribuțiile DNA, auzi. Păi și care e problema? Și care e problema? Cei care vor fi numiți în secția respectivă nu sunt tot procurori? Nu sunt tot procurori? Adică ce sunt cei de la DNA? Ce sunt atât de special care procurorii de la DNA? Ar fi substratul, vă întreb pe dumneavoastră, că aparțineți lumii justiției, sunteți avocat. Păi nu, nu este vorba de asta. Substratul este că s-a consolidat la vârful statului un grup care deține puterea prin intermediul pârghiilor din justiție, la vârful statului. Stat paralel? Da, la vârful statului, creat între noua securitate și parte din parchet, la vârful parchetului mă refer. Ne referim la Augustin Lazăr și Chioveș și nu ne referim la majoritatea, peste 90% din procurori sunt procurori corecți, peste 90% dintre judecători sunt judecători corecți. Nu discutăm de asta per ansamblu. Dar ceea ce se întâmplă la vârful statului cauzează și prejudicează întregul act de justiție pentru că duce la decredibilizarea actului de justiție în sine. Și asta este marea problemă. Și de aceea judecătoare respectabile, precum Dana Gârbovan, precum Gabriela Baltag, procuroare care este în Consiliul Superior al Magistraturii, de asemenea participă la modificarea acestor legi, adică vin cu amendamente ei. Acest articol a fost propus de către Dana Gârbovan, care este președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Deci nu este absolut nicio problemă în acest sens. S-a creat acest pol de putere recunoscut de către generalul Dumbravă, care a spus că acum vreo câțiva ani că s-a creat un câmp tactic și noi urmărim dosarele după ce au fost trimiși în judecată să vedem sunt condamnați sau nu sunt condamnați. Păi dar cine ești tu, mă? Și dacă nu sunt condamnați îi faci dosar judecătorului? Ce se întâmplă? Adică nu putem să ne batem joc și să spunem că lucrurile funcționează. Și acești indivizi că crescuți de Iulian Vlad, de cel care a condus securitatea înainte, de cel păi care a condus securitatea înainte. Transferat așa pe termen lung. Bineînțeles, păi s-a transferat, pe, dar cine l-a crescut pe Maior? Cine l-a crescut pe Coldea? Cine i-a crescut pe acești indivizi, pe Dumbravă? I-a crescut Iulian Vlad, da? Nu i-a crescut altcineva. Și
când a venit regele Mihai în România, de a fost oprit, acum sigur că putem să dăm vina pe Iliescu, dar totuși, Iliescu nu era singur, nu era de capul lui. Adică era sistemul securistic bine implementat în România. Că cine a tras în 90? Cine avea arme în România să tragă în 90? Păi securiștii, că doar nu aveau alții arme să tragă în 1990. A mai fost discuția că au venit și din afară forțe. Păi și cine a lăsat să intre? Nu toți securiștii care trebuiau să apere? Nu toți rotească puterea politică? Sunt fabulații. Pentru că n-au prins pe nimeni. Se vorbeau de vreo 60 de mii de turiști. Păi și de ce nu i-au prins? Străini, intrați. Păi de ce nu i-au prins? De ce n-au prins măcar unul de rudă? Că l-am văzut acum pe Mircea Dinescu, care a venit și a spus, după 27 de ani, ce să mai spui? E o întrebare la care n-au răspuns nici istorici. S-au scris foarte multe cărți pe tema Revoluției. S-au lansat întrebări cu un răspuns sugerat, dar nimeni n-a veneau vorbit generalii direct. A povestit Dinescu, veneau generalii de securitate, se întrebau unul pe altul. Bă, cine trage bă acolo? Ai corfi? Nu știu, bă, nu-s ai mei. Păi dacă ai cui dracu erau? Că doar nu erau ai... Erau unii de pe stradă care găsiseră niște Kalashnikov pe vremea comunismului. Adică pe vremea comunismului, da? Găsiseră niște Kalashnikov la colțul străzii și hai să tragem cu ele. Nu merge așa. Și este firesc că s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar securitatea de atunci a pus mâna pe stat și a crescut pe următorii, pe urmașii lor i-a crescut. Și credeți că politicienii sunt într-un fel captivi ai acestui stat paralel? Păi sunt în condițiile în care... Sau unii politicieni, să spunem. Păi orice politician ajunge pe funcție, se face dosar penal. Deci direct, cum a ajuns pe funcție, cum născocesc că în 1900 toamna a făcut nu știu ce. Dacă la Dragnea au găsit că în 2001 a făcut nu știu ce și au conexat nu știu cu ce dosar, cu nu știu ce dosar și acum, păi, la anul, mergem la majoratul infracțiunilor săvârșite de Dragnea în 2001, nu? Păi, n-ai fost procuror și atunci, n-ai știu că le-a săvârșit și atunci, adică nu poți să afli în 2018 ce a făcut în 2001. Cu excepția faptului dacă a omorât un om. Adică la asta... Nu se prea prescrie. Bineînțeles. Deci asta este ideea. A omorât un om? Da, sigur. Nu discutăm. Dar să vii cu chestiuni aberante de acest gen și să ne trezim, de fapt, cu întâlniri între doamna Chioveși și Ponta și să aflăm că, de fapt, în urma acestor întâlniri, de fapt, domnul Ponta a dat-o afară pe Mona Pivniceru în mod elegant din funcția de ministru al justiției pe care nu voia să o pună. I-a spus să se ducă la Curtea Constituțională a judecător că nu-i de ea ministrul al justiției și a luat el funcția de ministru al justiției și a numit-o pe doamna Chioveși la întâlnire cu Chioveși, Ghiță și Maior. Nu putem să ne batem așa joc de statul român. Statul român trebuie condus de civili. Să spunem că asta este ideea. Se întâmplă întâlniri astea de sufragerie, să le spunem așa, unde se hotărăște soarta țării. Au fost confirmate inclusiv de Ponta. Cum le vedeți dumneavoastră ca tânăr politician? Cum le priviți aceste întâlniri de sufragerie, să le spunem așa? Aceste întâlniri ar fi unele în regulă, ar fi unele în regulă dacă n-ar exista această suspiciune, dacă n-ar exista această suspiciune cu privire la anumite persoane. Dumneavoastră ați spus că aceste întâlniri de sufragerie chiar hotărăsc soarta țării. Păi au hotărât. Soarta conducătorilor țării. S-au întâlnit când a fost ales Băsescu pentru a doua oară, președinte al României. Au ars toate documentele ale votanților din afară. Le-au ars pe toate. Le-au ars, la propriu le-au ars. Nu mai există. Când vota un votant la 5 secunde sau la câte secunde vota, conform listelor respective, deci au ars toate documentele, s-au întâlnit atunci, s-au întâlnit după aceea când s-o numească Ponta pe Chioveși, s-au întâlnit după aceea la referendum, adică la referendum de destituire a lui Traian Băsescu, s-au întâlnit. Și ce puteți dumneavoastră, tinerii politicieni care sperați să evoluați în cariera politică către Parlament, deci ce sperați dumneavoastră că puteți face ca să existe un control, reduceți eficiența sau existența statului acesta paralel, cum îl numesc? Să existe un control al Parlamentului României cu privire la toate aceste instituții. Un control real și efectiv. Pentru că eu nu neg că sunt multe informații secrete la SRI, dar la CIA câte ori fi? De 1 milion de ori mai multe informații secrete, nu? Dar totuși acolo se fac comisii în Congresul American, da? La fel în Marea Britanie, la MI5, cât ori fi? Enorme.
Da? Și de-a lungul istoriei, că nu ne raportăm numai la seriul nostru, săracul de el, care se înființă după 90 și mare serviciu. Așa. Când se fac comisii de anchetă, din 2-3 congresmen, da? Din 2-3 membri ai Parlamentului Marea Britanie, aceia au acces la, la informațiile secrete, au acces la documentele secrete. Sigur că nu le divulgă, dar ei fac un raport. Întocmesc un raport, partea raportului în Statele Unite ale Americii, spre exemplu, când au destituit unul din directorii CIA, era secretă. Deci partea raportului respectiv era secretă, dar este clar concluziile au dus, când au anchetat Guantanamo, au dus la concluzia că acolo se practică anumite tehnici de care pot fi asimilate ușor torturii, da? Și au dus la destituirea directorului CIA. Deci despre asta vorbim. Ei n-au venit și au spus efectiv ce e în documentele alea secrete. Dar totuși niște reprezentanți ai cetățenilor, congresmeni, au venit și au verificat acele documente secrete, nu le-au divulgat, da? Și au ajuns la o anumită concluzie. Ei bine, așa trebuie să se întâmple și aici. Nu putem să avem încredere că e SRI, așa, și dacă e SRI și dacă e lucrător la SRI, înseamnă că nu poate să își trădeze țara? Înseamnă că nu poate să ia șpagă, să fie hoț? Înseamnă că nu poate să facă rechizitorii, cum spuneau acum, că se spun oameni care au ieșit din serie și spun că se făceau rechizitorii la serie, se duceau la parchet, la DNA? Deci nu se poate așa ceva, să nu putem să verificăm aceste lucruri pentru că e strict secret. Păi dar unde sunteți voi, mă? Cum adică strict secret? Parlamentul, parlamentarii sunt reprezentanții poporului, iar față de popor nu poate să fie nimic chiar așa strict secret. Adică se discute în CSAT-ul ăla, în Consiliul Superior de Apărare a Țării. Ori acolo, ori... Și acela este organ executiv. Trebuie să se discute și trebuie analizate de către reprezentanții poporului, care sunt parlamentari. Să dezvoltăm acest subiect după scurtă pauză publicitară. Pentru cine construiește, depozitul Adeliacon materiale de calitate pregătește. La depozitul Adeliacon din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adeliacon în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adeliacon. Meseriașii știu de ce. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. V-ați făcut planuri pentru noaptea dintre ani? Dacă nu, vă spunem noi! Restaurant Infinit organizează de Revelion 2018 cea mai frumoasă petrecere, cu muzică bună, preparate culinare pe alese și un spectaculos foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Amy Evans Music și artiști îndrăgiți de dumneavoastră: Roberta Crintea, Emil Badea, Reli Gherghescu și Dumitru Vasilescu. Toate acestea la numai 220 de lei, totul inclus. Restaurant Infinit. Petrecere la nesfârșit.
Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferăstrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253-210736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. A fost odată ca niciodată un magazin unde intrai și puteai să cumperi orice cu 30% discount. Hei, asta nu e poveste, e realitate. La Viena Optic ai tot cu 30% discount. Adică îmi pot lua ochelari de soare sau de vedere cu 30% discount? Da, trebuie doar să mergi în magazinele Viena Optic din Petroșani și Târgu Jiu și ai totul cu 30% mai ieftin. Viena Optic. Orizonturi fără limită. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Am revenit, dragi privitori, cu invitatul nostru, Eduard Daru, președinte al de Târgu Jiu, consilier local, avocat, tânăr politician, care făcea o analiză a ceea ce se întâmplă și ceea ce spun politicienii, că se cheamă stat paralel. Și vorbea domnia sa despre ce vor să modifice cei din cadrul puterii, alianța la guvernare, vis-a-vis de legile justiției. Adică un control al puterii alese în mod direct asupra justiției, o transferare de responsabilități pe care altă parte din politica românească o blamează, o critică. Domnule consilier, domnule președinte Eduard Lădaru, vreau să conchidem, pentru că vreau să abordăm și alte subiecte în această a doua parte a întâlnirii noastre. Cât vedeți dumneavoastră de eficiente aceste modificări ale legilor justiției și dacă dumneavoastră, puterea politică, v-ați propus și veți reuși să scoateți din circulație, să spunem așa, acest stat paralel prin aceste modificări, cel puțin pornind de la aceste modificări. Pentru a scoate din ecuație câmpul tactic, da, cu tot ce cuprinde el, trebuie asigurată independența judecătorilor. Dar atenția, judecătorului, fiecare judecător în parte trebuie să fie independent, nu puterea judecătorească în general, pentru că în statul român sunt trei puteri care se controlează reciproc, e acel check and balance, da, din Statele Unite ale Americii.
Și este greșit să vii să spui de trebuie să fie independentă puterea judecătorească, este o inepție, nici legislativul nu trebuie să fie independent, nici executivul nu trebuie să fie independent, nici puterea judecătorească pe ansamblu ei. Da? Ei bine, această independență a judecătorilor pe care o vizează această reformă legislativă, inclusiv prin crearea acestei secții speciale de investigare a infracțiunilor săvârșite de către procurori și judecători, este foarte importantă. Pentru că până acum judecătorul DNA care va acuza pe dumneavoastră, procurorul DNA care va acuza pe dumneavoastră în fața judecătorului, putea să-i facă dosar inclusiv judecătorului. Și inevitabil judecătorul simte o presiune. Simte o presiune pentru că zice, bă, s-ar putea ca procurorul DNA să-mi facă și mie dosar. Și putea să răspundă la comenzi? Și nu-mi convine. Simte o presiune, nu-i vreau de răspuns neapărat la comenzi. De fapt, în momentul în care ai creat acest întreg sistem de presiune, că au fost diferite declarații ale judecătorilor care s-au simțit lezați de procurorii DNA, simte o presiune. Și atunci, de ce să nu creezi un organ separat, da, care să se ocupe numai cu asta? Și când cineva are de făcut o plângere penală împotriva unui procuror sau unui judecător, vine la dumneavoastră care a fost numit procuror acolo, da, și dumneavoastră investigați și nu aveți nicio treabă cu celelalte dosare. Este foarte important acest lucru pentru că asigură independența judecătorului. Judecătorul nu se mai simte constrâns de faptul că s-ar putea procurorul DNA să-i facă un dosar în felul acesta, urmând să fie suspendat, că nici mai contează dacă dosarul se finalizează cu o achitare sau condamnare. El urmează să fie suspendat din profesie și nu-și mai câștigă pâinea, pentru că tu ca judecător nu mai poți să practici altceva. Că te-ai pregătit pentru asta, rămâi judecător. Unde să te duci? Ce să practici? Trebuie să-ți dai demisie ca să practici altceva, în primul rând. Și tu ești suspendat din funcție. Și ai și tu credite, ai și tu familie, că ai, nu? Că trăiești în societate. Ești un om care trăiești în societate. Și atunci ești constrâns să faci anumite lucruri. Asta este important, să lași judecătorul să fie independent. Pe de altă parte, există și în magistratură, ca în toate profesiile, da, absolut în toate profesiile, incompetenți. Da? Există. Asta este. Au trecut de examenul ăla, dar pe parcurs se dovedesc a fi incompetenți. Da? Și atunci vine CEDO și te condamnă pe tine, stat român, pentru că judecătorul nu a asigurat dreptul la un proces echitabil inculpatului, cum sunt acum decizii pe bandă rulantă împotriva statului român. Atenție că judecătorul nu a asigurat un proces echitabil, nu că legea nu i-a asigurat un proces echitabil inculpatului, ci judecătorul, completul de judecat, ceea ce este cu totul altceva. Și atunci, dacă tu ești condamnat, stat român, și ești obligat să achiți un prejudiciu, de ce să nu te îndrepți împotriva celui care a creat acel prejudiciu? Că vedem în instanțele de judecată cum se calculează prejudicii și se impută persoanelor vinovate. Asta e legea, trebuie să plătești. Dar toată lumea trebuie să plătească, mai puțin magistrații care greșesc? Ei bine, nici aici nu este corect, că tot vorbeam cine e mai presus de lege, să nu fie politicienii mai presus de lege. Bine, dar să fie magistrații mai presus de lege atunci. Că să existe un echilibru totuși aici. Pe de o parte sunt cei incompetenți, da? Iar pe de altă parte sunt cei de rea credință, care prin diferite subterfugii, prin diferite pârghii ajung judecători, da? Cum era doamna Camelia Bogdan, care a fost ulterior, Doamne ajută, exclusă din magistratură, pentru că cazul ei era unul de sociopatie, adică sociopatul este persoana care oricât de mult rău ar face, nu-i pasă. Orice ar face, cât de mult rău ar face, nu-i pasă. Ori femeia ea numai de lege nu-i păsa. Nu poți să stai cu un astfel de judecător care să-ți dea condamnări și la nivel înalt, să condamne politicieni și să o idolatrizăm de fapt că a condamnat un politician. Păi trebuie să vezi ce a făcut ea și faptul că a apărut în acea înregistrare Traian Băsescu și a spus că a avut discuție și Camelia Bogdan i-a spus că n-am avut posibilitatea să dau 20 de ani, că dădeam 20 de ani. Păi ce facem aici? Ne batem în joc? Adică ești judecător, fie du-te acasă și apucă-te de altceva. Este foarte important, repet, independența judecătorului, adică el să judece
și să dea sentința în conformitate cu propria conștiință și în conformitate cu legea. Și, este foarte important, pentru că numai atunci judecătorul se poate apleca să facă un act de dreptate. Pentru că ăsta este rolul judecătorului, că îl vedeam pe marele Cristian Tudor Popescu acum vreo 2 ani de zile, când spunea, domne, dar asta este justiția, nu trebuie neapărat să facă dreptate. Adică se pronunță și atât, asta e, trebuie să respectăm hotărârea și nu trebuie justiția să facă neapărat dreptate. Sigur, de acord cu respectatul hotărârilor judecătorești, adică departe de mine gândul, ele trebuie respectate, puse în executare, da? Urmată toată procedura. Dar atunci, la ce dracu mai condamnăm faptele comunismului? Nu? La ce l-am mai condamnat pe Vișinescu? Pentru ce a făcut? Că asta a fost justiția de atunci. La ce să mai facem toate aceste lucruri? Că veniți și spune așa a fost justiția. Că așa a fost justiția atunci, nu? Este o inepție să vii să spui, domnule, asta e justiția. Vine, condamnă, nu trebuie să facă neapărat dreptate. Păi nu, trebuie să tindă să facă întotdeauna dreptate. Judecătorii trebuie să tindă întotdeauna să facă dreptate. Nu să se, cum se întâmplă, spre exemplu, la Institutul Național al Magistraturii, unde cursanții de acolo, tinerii, cei care au intrat, au absolvit examenul de intrare la magistratură, primesc tomuri de motivări de la CEDO, de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și așa mai departe. Și spun în speța, li se spune, în speța asta se aplică asta, în speța ilaltă se aplică asta, în speța ilaltă se aplică asta, dar nu, de fapt, învață cum să scape mai repede de dosare, să găsească motivările pentru spețele din dosare și nu să se aplece, să judece efectiv adică dosarul. Legătura că fiecare, cu exact, prevederea legislativă. Asta este. Păi când ai pe unul ca Dănileț acolo care să-ți predea, ei te învață cum să scape de dosare, scape cât mai repede. Nu te interesează ce și cum. Scapă de dosare, dă o soluție cât mai rapidă, eu te aici motivarea. Păi stai, domne, că fiecare caz în parte are specificul lui. Fiecare om în parte a trăit într-un anumit fel în societate. Fiecare om în parte are motivele lui de care trebuie să ții cont de acele circumstanțe în care s-a întâmplat, de contextul în care trăiește omul, de ce a făcut lucrul ăla. Nu putem pur și simplu să, că altfel nu mai avem nevoie de judecători. Altfel punem calculatoare și spunem, da, vinovat 10 ani, vinovat 10 ani și bagă calculatorul motivarea de la CEDO, că nu trebuie să mai bage judecătorul. La ce mai e judecător atunci? Deci este o inepție. Judecătorul întotdeauna trebuie să tindă să facă dreptate. Adică să aibă și partea și umană. Nu poate, bineînțeles, bineînțeles. Și nu poate să facă dreptate dacă nu se apleacă pe speța respectivă să înțeleagă comportamentul social al omului respectiv. De ce a făcut, ce a făcut și când a făcut și care e contextul și totul. El trebuie să-l înțeleagă. În felul ăsta este, s-a creat o adevărată problemă în țara asta, că se spun, sunt dosare care trenează de mult. Mai bine trenează, din punctul meu de vedere, decât să fie soluționate greșit. Mai bine trenează acele dosare decât să fie soluționate greșit. Și de cele mai multe ori nu trenează din cauza judecătorului, trenează din cauza faptului că se dispune o expertiză. Expertul o face când o face, deși îl amendează judecătorul, la fel nu. Deci aici trebuie acoperite toate aceste vicii din justiție, cu experți, cu curatori, cu tot ceea ce trebuie, ca totul să meargă, să se desfășoare un pic mai rapid. Dar credeți că cei care vor fi în această structură de control și verificare a magistraților, numindu-i politic, nu credeți că... Nu sunt numiți politic. Aici vreau să ajung. Sunt numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii, care numai politic nu este. Deci procurorii de la această secție vor fi numiți de către Consiliul Superior, vor fi numiți de către șefii de parchete la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, atât la DNA, cât și la parchetul în alte curs de casație și justiție, iar la această secție penală specială, unde sunt anchetați judecătorii și procurorii, vor fi numiți direct de către CSM, în baza unui concurs. Și atenție, s-a mai băgat o condiție să fie vechime de 18 ani de zile, să aibă vechime de 18 ani de zile în profesie, ceea ce mi se pare excelent. Adică, haideți totuși să nu ancheteze judecătorii și procurorii o persoană care are vechime un an, doi sau trei. Pentru că știm cu toții, nu, și eu sunt tânăr, adică nu sunt împotriva tinerilor,
pentru că sunt tânăr. Dar totuși să... există anumite funcții care trebuie rezervate oamenilor care au trecut mai mult prin viață. Este vorba de experiența pe care o au în profesia respectivă, este vorba de comportamentul lor până atunci, adică dacă ei sunt integri timp de 18 ani în profesie, este clar că poate ancheta un judecător, poate ancheta un procuror. Este foarte important acest lucru. S-a crescut de asemenea nivelul vârstei la care poți accede la Departamentul Național Anticorupție de la 6 la 8 ani de zile. Mi se pare relativ mică, chiar dacă este 8 ani de zile. Pentru că și acolo anchetezi ministru, anchetezi parlamentar, totuși anchetezi oamenii care reprezintă românii. La cel mai înalt nivel. Practic anchetezi puterea legislativă, puterea executivă. La fel, trebuie să ai anumită probitate morală pe care trebuie să o vedem într-un parcurs profesional ireproșabil din punctul meu de vedere. Deci asta este ideea pentru care era acea vechime înainte și acum te trezești cu judecători de 29-30 de ani la DNA care îți anchetează parlamentari, îl anchetează pe Ponta ca prim-ministru și așa mai departe. Eu nu spun că nu este pregătit profesional, dar spun că nu este pregătit din punct de vedere al experienței de viață și al experienței profesionale. Cum s-a întâmplat cu tânărul procuror care s-a sinucis, a apărut și filmul anul, de ce el, da? Toată lumea spunea că ultima întâlnire a fost cu Ponta sau ceva de genul. Ei bine, din punctul meu de vedere, 29 de ani parcă avea. Da. Ce se caute omul ăla să investigheze într-un asemenea dosar? Ce să caute omul ăla într-un asemenea dosar la vârsta... Bineînțeles. Bineînțeles. A început un om de... fie să se teamă obsedant de ceea ce... A fost copleșit de situație și a început să se teamă. Pe când un om de 50 de ani nu mai e, deja a trecut prin viață, îl știi, el are probitate morală, nu are probitate morală, adică îl știi ce fel de om e, prin faptele pe care el le-a făcut și prin modul în care a trăit în societate. Și un om la 50 de ani nu se mai sperie, sau la 40 și de ani, deja de la 40 de ani nu te mai sperii de absolut nimic, îți trece toată, ai un anumit prestigiu profesional la 40 de ani. Deci de la 40 de ani poți să fii numit în funcții fără absolut în funcții din acestea înalte fără absolut nicio problemă și poți să te ocupi de anchete. Cum s-a întâmplat un caz la fel de a murit un tânăr sub acoperire la 24 de ani și la fel își punea întrebarea ministrului de interne dacă nu o fi prea tânăr. Ei, s-ar putea chiar să fie prea tânăr la 24 de ani să lucreze cu tot felul de drogați, să lucreze pentru că este foarte greu și acolo. Deci este foarte important această condiție de vârstă și este foarte important să treci prin viață, prin anumite etape. Nu scoatem toate etapele și de mâine suntem toți, mai aveau un pic și le scoteau, de fapt mai aveau un pic. Bine că nu le-au scos la medici și a rămas în continuare să învețe în continuare în acel sistem vechi care este unul foarte bun. Verificat, să spun așa. Verificat. Vom vedea ce se va întâmpla cu această... propunere de modificare în domeniul legilor justiției. Vom vedea cine a avut dreptate și dacă vor trece prin Parlament și vor deveni lege și structura despre care vorbeați va exista ca atare. Acum vreau să ne raportăm pe finalul întâlnirii noastre și la ceea ce se întâmplă în Gorjul nostru și o să vă întreb pentru început, ca tânăr politician, parte a alianței la guvernare, cum vedeți situația conform căreia avem primării și nu puține, unde oamenii salariați nu și-au luat banii de una, două sau chiar patru luni de zile. Cum priviți dumneavoastră ca politician al puterii această situație, analizând complex cu majorările care s-au aprobat prin lege, s-au trimis între o limită minimă și una maximă la latitudinea consiliilor locale, s-au făcut creșteri salariale și acum, iată, oamenii cu salarii mărite nu-și pot lua banii și cum așteaptă ei sărbătorile de iarnă până la Crăciun, mai sunt aproximativ două săptămâni de zile. Deci, din punctul meu de vedere, prin legea salarizării unitare s-a dat posibilitatea fiecărei unități administrativ-teritoriale să-și facă propriul sistem de salarizare. Faptul că primarul și Consiliul... Păi primarul a venit cu propunerea. Faptul că primarul,
ca să-și atragă salariații din primăria respectivă. Le-a mărit salariile. Și n-a ținut cont de bugetul pe care îl are, că să ne înțelegem, legea a intrat în vigoare la mijlocul anului. Bugetul fiind făcut înainte. Asta. Deci nu putem să spunem că nu este vina exclusivă a primarilor. Este vina exclusivă a primarilor. Fără doar și poate. Aveau un buget, știau că trebuie să se încadreze cu salariile în bugetul respectiv și nu au făcut-o. Dar și au bătut joc de bugetul respectiv. Nu s-o fi promis, domnule avocat, nu mergem pe promisiuni. Că, domnule, eu dacă eram primar, rectificări, nu mă interesează. Eu nu mergeam pe promisiuni. Eu dacă eram primar, eu nu mergeam pe promisiuni. Nu mergeam pe aceste promisiuni. Deci nu le măreați oamenilor salariile? Nu le măream salariile, sigur că da. Dacă nu mă încadram în buget, dacă mă încadram, poate le măream. Sau poate nu le măream la toți. Pentru că poate nici nu merită să le aibă toți mărite. E și aici o discuție. Adică nu putem să mergem în continuare și să spunem că nu sunt banii mei, sunt banii statului. Păi nu putem să ne comportăm în continuare într-un asemenea hal. Primarii trebuie să se simtă responsabili, consilierele locale trebuie să se simtă și ele, consilierele locale și ele responsabili, dar în special primarii care fac aceste propuneri, că numai ei le pot face, da? Și ei fac proiectul de buget. Păi acum când își vor face proiectul de buget, vor avea bani oare pentru la anul. Deci acești primari care sunt incapabili să gestioneze banii ăia pe care iau, trebuie să, în localitățile respective, trebuie organizate referendum de destituire din funcție. Nu mai au ce căuta în funcția respectivă, pentru că ei s-au dovedit că sunt slabi administratori. La revedere, te duci acasă. Nu putem în permanență să... și am fost și în Consiliul Local, în municipiul Târgu Jiu, că să vedem dacă ori veni... Mereu am luat atitudine și ziceau să vedem dacă ori veni bani de la guvern. Bă, da, noi facem numai totul, numai cu bani de la guvern, să vedem dacă ori veni bani de la guvern, dar totuși avem un buget, care nu este de neglijat. În municipiul Târgu Jiu, nu, este, dar la nu, dar este comune... Eu vorbeam de mentalitate, că este aceeași mentalitate. Se așteaptă mereu fonduri din altă parte, pe PNDL, pe nu știu ce, pe nu știu cum. Bă, dar noi cu banii noștri mai facem și noi ceva, în afară să plătim salarii. Adică, care-i targetul? Cât trebuie să angajăm la primăria municipiului Târgu Jiu? Că a venit și domnul primar Romanescu, la fel, să angajăm. Cam care-i targetul? Că sunt vreo 300 și vreo 20. 1000, 2000, ne transformăm în uzină, ca să știm și noi. Nu vorbesc numai din aparatul primarului, nu vorbesc de poliție locală, centru Brâncuș și așa mai departe. Nu. Adică, care-i targetul nostru? Că vreau să știu și eu, care-i targetul? Cât trebuie să fie? Spus? Păi, nu s-a spus nimic. Se fac în continuare angajări. Pentru ce? Nu știu. Asta este, sau se fac transferări. Transferuri. Pentru ce? Nu știu. Legal. Se fac transferuri legal. Se transferă funcționarii. Dar de la alte primării la primăria municipiului Târgu Jiu. De ce se tot transferă? De ce? Și ne trezim la anul că o să vină să ne spună domnul primar, dacă tot mărește așa grila, tot mărește grila, tot aduce angajați. Noi la furnal la primărie aici, pentru că pe semne că e un furnal acolo, altfel nu ai angajat atâția. Și avem și grupă de muncă. Să ne spună că nu se încadrează cu salariile în buget. Ar fi culmea culmilor, da? Sau să aloce tot bugetul municipiului Târgu Jiu pentru salarii. Adică nu putem să ne batem joc. În momentul de față este, mă rog, îl lăsăm pe domnul primar că este la început, oricum sunt 150 de miliarde în cont. Să nu fii în stare să cheltui bani, să fii instituție publică, să ai bani în cont, este un lucru nociv. Să fii, bine, nu ca aia să n-ai bani de salarii. Tu trebuie să ai banii de salarii, dar mă refer să ai 150 de miliarde, să ai bani în cont. Niciun stat din lumea asta nu are bani în cont. Adică nici SUA are datorii, Germania are datorii, toate statele au datorii strategie. Pentru că păi nu, numai așa poți dezvolta statul. Deci este nociv ca tu să ai bani, că nu-i poți plasa în depozite, să te joci cu ei pe bursă sau ceva de genul ăsta. Nu poți să faci așa ceva cu ei. Și de aceea este nociv ca instituțiile publice să aibă bani în cont. Și am și avut un mod ipocrit. A ieșit domnul primar Romanescu să ne spună că va achita creditul că a crescut roborul. Un mod ipocrit, bineînțeles, pentru că am avut o intervenție la un post de radio și am spus, dacă toți sunt 150 de miliarde, măcar pune mâna și achită creditul ăla pe care l-ai făcut pentru stadion de 2 milioane de euro. Probabil i s-a părut bună ideea, foarte bine că a preluat-o, nu e asta ideea. Dar nu ieși ca un ipocrit să-mi spui că plătești creditul respectiv pentru că a crescut roborul. Nu fi ipocrit, pentru că roborul n-a crescut enorm, astfel încât primăria municipiului, bugetul municipiului Târgu Jiu să nu-l poată acoperi. Ideea e că ai 150 de miliarde în cont și nu știi să-i cheltuiești.
Asta e problema. Sigur că mai bine decât să plătești dobânzi, mai bine achizi creditul, de cât ai tras din el. 74 de miliarde din cei 2 milioane de euro. Da? Cât ai tras din el, te duci și rambursezi, că și așa nu este comisiune de rambursare anticipată pe contractul respectiv. Te duci și rambursezi și asta e, decât să nu faci absolut nimic. Dar oricum rămâne plusul de bani în cont, pe care nu-l va cheltui până la sfârșitul anului. Că așa e când n-ai strategie, când ajungi primar și nu te aștepți să ajungi primar și nici măcar nu ești pregătit să ajungi primar. Asta este marea problemă. Iar toți primarii care nu au fost în stare, ce au făcut creșterile salariale într-un mod stupid, pentru că, repet, legea a venit la jumătatea anului, bugetul era deja făcut, ei trebuia să se încadreze cu salariile în buget. Da? A, faptul că vrei să-ți creezi tu popularitate, păi creează, dar nu pe banii statului. Adică nu în permanență întinzi mâna la guvern ca să fii tu votat primar. Mai las, mai găsește și soluții. Mai pune pe oameni să muncească, să atragă și fonduri europene și mai plătește și de acolo pe proiectele respective. Adică mai fă și cu totul și altceva. Nu te plafona la nivelul de sunt primar și viața îmi place și mă alege lumea și peste 4 ani și peste 4 ani și peste 4 ani că mă fac că lucrez pe aici ceva. N-am auzit oameni plângându-se, primarii ăștia nu s-au plâns de investiții, dar s-au plâns de salarii, dar de investiții nu s-au plâns. Spuneau nu s-au plâns că s-au demarat nu știu ce investiții, nu mai pot, nu știu ce... Nici pe arierate să facă plăți, da, păi să vorbim despre... Deci nu, dar poți să vorbim, dar proiectele lor de până acum, că majoritatea dintre ei au fost primari și mandatul trecut. Proiectele lor de până acum unde sunt? Deci asta este marea problemă cu primarii noștri, care va trebui să devină buni administratori. Dacă nu, comunitatea locală să-i schimbe. Și ce facem cu oamenii care nu știu salariile, pentru că am depășit puțin timpul, domnule... Păi ce să facem cu oamenii care nu și-a salariile? Nu știu ce să facem, dar... Ce sfat sau ce oamenii, atitudine știți, trebuie să dintre, ia? Parte din oamenii ăștia care nu și-a salariile sunt la departamentul de contabilitate, care au propus aceste creșteri salariale, deși știau că în buget nu se regăsesc. Sunt și la ăștia chiar merită, compartimente să, ăștia chiar merită să nu-și primească salariile, din punctul meu de vedere. Dar ce să faci? Probabil va fi pe bugetul viitor... prins și probabil va fi făcut o rectificare bugetară astfel încât primăriile să-și primească bani. Dar pe bugetul următor, cei care nu și-au luat salariile, în mod normal primarii, dacă au ceva minte în cap, dacă n-au, să pună mâna să întrebe, pot să prevadă plata și a acestor salarii. Și atunci le prind în bugetul următor, dar să nu mai depășească bugetul următor cu cheltuielile salariale. Mulțumim mult domnului președinte Eduard Lădaru pentru prezența în platoul nostru. Vă mulțumim și dumneavoastră, rămâneți pe postul nostru că aveți ce vedea.